Salut și bine ai venit! Firmele de asigurări sunt exact ca băncile. Îți dau o umbrelă când este soare și ți-o ia înapoi atunci când plouă. Atunci când vine momentul ca să apelezi la ei să te ajute, te vor taxa și nu vor ști cum să facă pentru a nu-ți da banii cuveniți înapoi. Sunt peste 10 ani de când am lucrat o perioadă ca broker de asigurări, lucrând cu toate companiile de asigurări la acea vreme, și era o presiune foarte mare pentru a face asigurări casco alături de asigurările RCA normale. Probabil că și acum situația este la fel pentru cei care sunt de lucrează în asigurări ca broker, agent sau inspector de asigurări. Dacă cumperi o mașină second hand, nu te obligă nimeni să faci asigurare casco, dar dacă o să decizi să cumperi mașină nouă, o să fii obligat să cumperi asigurare casco. Majoritatea mașinilor noi în România sunt vândute în regim de leasing, rate, credit bancar, și în acele rate, credit sau leasing, va fi inclusă și valoarea casco a mașinii tale. Dacă îți faci un calcul simplu, la o mașină de peste 20.000 de euro, valoarea casco cumulată pe parcursul a 5 ani sau 60 de luni este chiar mai mare decât valoarea unor mașini second hand foarte bune, pe care le poți ține ca a doua mașină în familie, ori mașini pentru oraș. Niciodată nu am fost adeptul asigurărilor casco, nici atunci când eram broker de asigurări, pentru că ei îți bagă mâna în buzunar, dar nu-ți oferă nimic în schimb. Dacă tu nu o să faci niciun accident pe o perioadă de 5, 6, 7 ani, nu o să-ți mai dea nici măcar 10% din acei bani înapoi pe care i-ai plătit lor. Însă dacă ai câteva evenimente rutiere, la următoarele asigurări, polița va fi extrem de mare. Valoarea ei se poate dubla sau chiar tripla. În afara țării, dacă ai câteva evenimente rutiere pe casco, valoarea asigurării tale va fi atât de mare încât nu o să-ți mai permiți să cumperi altă mașină pe numele tău sau făcând asigurare pe numele tău. Tariful va fi de 1000 de euro și va fi extrem de greu de plătit. De ce să-ți faci casco? Casco te despăgubește dacă mașina îți este furată, ai lovit mașina și tu ești vinovat, poate să-ți despăgubească reparația mașinii. Dacă ești un șofer extrem de atent, care conduce prudent și nu face excese în trafic, nu o să ai niciodată nevoie să-ți faci asigurare casco. În caz de furtuni, grindin sau alte fenomene meteo, mașina poți să o parchezi într-un garaj dacă ai garaj, sau măcar pune o prelată pe ea să o protejeze la caroserie. Asigurarea casco te asigură doar de evenimente extreme care sunt rar întâlnite. Cred că ar fi mai bine ca asigurarea casco să fie facultativă chiar și în cazul mașinilor care sunt cumpărate noi, pentru ca omul să decidă singur dacă o să-și facă asigurare casco sau nu. De ce să-i bagi pumnul pe gură forțat ca să-și facă asigurare casco la o mașină nouă, el deja plătind rate pe o perioadă de câțiva ani de zile la mașină? După ce că nu are bani foarte mulți, îi mai iei și pielea. Firmele de asigurări sunt între cele mai profitabile firme care există pe fața pământului, deoarece ei au profit indiferent de vreme, anotimp, an, situație financiară, crize economice sau alte situații. Oricum ar fi, ei întotdeauna vor ieși pe profit. Să presupunem că dintre 10.000 de oameni care își fac asigurare casco, evenimente rutiere o să aibă maxim 100. Și banii plătiți pentru oamenii care au avut evenimente rutiere sau alte incidente vor fi recuperați în anii ce urmează prin tarife mai mari. Nu degeaba firmele de asigurări sunt deținute de corporații foarte mari, fonduri de investiții și acționari ce au foarte mulți bani cash, pentru că acei oameni chiar nu au ce face cu banii și trebuie să-i bage în ceva. Firmele de asigurări sunt chiar mai profitabile decât instituțiile bancare, pentru că instituțiile bancare au mai mulți angajați decât firmele de asigurări. Dacă tu mâine ai, să zicem, câteva milioane de euro și decizi să-ți faci o firmă de asigurări, în maxim 2-3 ani îți recuperezi banii cu vârf și îndesat. Toate firmele de asigurări sunt supravegheate de ASF, Comisia de Supraveghere a Asiguratorilor, dar și acolo pot să existe uneori șmecherii, manevre, combinații, încât doar la reclamații și la plângeri repetate se vor lua măsuri. Până în prezent au fost numeroase situații în care firmele de asigurări au refuzat să mai plătească oamenilor înapoi banii pentru acele evenimente rutiere, găsind tot felul de scuze și motive pentru ca să nu le înapoieze toți banii ce li se cuveneau. Eu am ieșit din asigurări pentru că la acea vreme exista un sistem piramidal, tu făceai asigurări și banii cei mai mulți, comisioanele, le luau superiorii tăi, totul era un joc piramidal. Agenții și brokerii luau felia cea mai mică, iar șefii mulgeau comisioane de la toți agenții și brokerii din țară. Practic, ei trăiau pe spinarea ta, pe munca ta, fără ca ei să aibă nicio răspundere cu adevărat importantă. Asigurările auto sunt la tarife atât de ridicate pentru că polițele sunt umflate de comisioanele care sunt băgate în acea
poliță. Atunci când se face o asigurare de tipul RCA sau casco, banii se duc în tot sistemul de angajați, de la cel mai mic angajat, agent, broker, până la șefii de filiale, sucursale, acționari și așa mai departe. Asigurările RCA și casco au crescut și o să crească extrem de mult în următorii ani, pentru că ele sunt aprobate și vizate tot de niște acționari care fac parte deseori din guverne, diverse partide care sunt la conducerea acestei țări sau vor fi pe viitor. Corb la corb nu își scoate ochii, așa că să nu te gândești ca vreodată polițele RCA și casco să scadă foarte mult în anii ce vor urma. Orice firmă de asigurări are de îndeplinit anumite bareme și nu poate să pună prețuri mult sub concurență. Au prețurile similare aproape orice firmă de asigurări, pentru ca să nu se concureze reciproc și indiferent ce alegi, o să ai un cost foarte asemănător. Să presupunem că acum o să încheie o asigurare de tip casco. Dacă tu în 3, 4, 5 ani de zile nu o să ai niciun eveniment rutier, de ce nu-ți returnează măcar un sfert din banii care i-ai plătit? Dacă o să ai vreodată neplăceri cu vreo firmă de asigurări, ia-ți gândul de la acei bani sau acel proces. Sunt șanse minime ca să-l câștigi. Ei au angajate firme de avocați și avocați foarte buni, barouri de avocatură, și tu ca simplu cetățean nu ai nicio șansă ca să câștigi în fața lor. Doar printr-o minune o să poți învinge în proces cu ei. În plus o să mai dai bani și pe la judecători și avocați, plimbându-te pe la tribunale degeaba. Poate să mă judece, critique, oricine, pentru că ăsta este adevărul. Nimeni niciodată nu a primit nimic înapoi de la vreo firmă de asigurări după o perioadă de câțiva ani de zile, dacă el nu a avut niciun eveniment rutier. Sunt oameni care au plătit casco și RCA timp de peste 20 de ani și ei n-au primit nici măcar 10 euro înapoi, ca bonus că au fost șoferi atenți, responsabili și nu au avut parte de niciun accident. În linii mari, cam astea ar fi de zis despre asigurarea casco. Spune-mi părerea ta în comentarii, ce părere ai, dacă merită să o faci sau nu merită să faci asigurarea casco. Îți mulțumesc pentru vizionare, drumuri bune și atenție mare la condus. Pe curând!